Da. Concluzia este asta, că atunci când cineva îți cere să faci selecția unor programe tare, trebuie să citești cu multă atenție, o dată, două, de șapte ori, trebuie să te gândești chiar o perioadă de timp. Eu aș rezerva măcar o 5 minute să te gândești la problema, ca și cum trebuie tu să o faci tu. Și dacă nu o faci, faci în 5, în 10 minute, atunci, ga, ea devine grea. Una am testat-o cu cineva, vreau să pun o problemă, dar am făcut-o. Și n-am înțeles, nu v-am mai zis să o mai pun întrebare, că am făcut-o eu. Bravo. Eu, una dintre ele. Bravo. Te rog acum, mergem mai departe. Da, deci nu mă gândesc. La 33, da? Da, asta am citit-o de multe ori. Da. Da, asta e drept. Să vedem. Desfăcită. Suma a trei numere este 810. A plus B plus C este egal 810. Corect. Da? Deci, aștept. A plus B plus C egal cu 810. Aflați numerele, știm că dacă micșorăm cu 1, 3, treimea primului număr, cu 3, treimea celui de-al doilea număr, cu 5, treimea celui de-al doilea număr, obținem numere naturale consecutive pare. Deci, încă o dată spune aici. Dacă? Da. Deci, suma a trei numere este 810. Da? Bun. Aflați numele știind că dacă mai bine scrieți toate numerele A, B și C, dar știm, cred că se face grafica. Și am impresia că pot să o rezolv și singur. Aproape nu vrei să mai spui problema? Hai mă, dacă acum se filmează, cu prietenilor ce spun, dar din lași în drum, spune-mi problema. Aflați numele, știi că dacă micșorăm cu 1, treimea primului număr, adică segmente. Trebuie să facem pe A, deci să facem pe A, A. Micșorăm cu 1, treimea primului număr. Treimea, trebuie să împartă în trei, nu? Da. Și treimea asta ar fi? Micșorăm treimea, adică una, o partem. Deci, A împărțit la 3 minus 1. Minus 1, da. Deci A împărțit la 3 minus 1. Deci mișorăm da. Cu 1 treimea. Și am obținut asta. Bine. Apoi. Bine. Cu 3 treimea celui de-al doilea număr. Adică B împărțit la 3 minus 3. Faceți-l puțin mai măricel pe al doilea, că trebuie să fie cu puțin mai mare, cu mai consecutive impare. Deci, că la sfârșit trebuie să fie impare, deci chestia este că să fie cu, ca și cum să aveți loc să puneți și 2 mai mare. Deci, haideți să vedem, așa. Împarte în 3 și pe ăsta. Nu? Că ai zis, vorbești de treime. Funcționăm cu... Și mușorăm treimea cu cât? Cu 3. Cu 3. Deci treimea mușorăm cu 3. Așa. Deci mușorăm treimea cu 3. Da. La cel de-al doilea, da? Și obținem P pe 3 minus 3. Da. Deci ăsta este primul număr. Ăsta este al doilea număr. Da? După ce am mișcat. Cu 5 treimea celui de-al de-al treilea număr. Și cu 5 treimea celui de-al treilea. Adică e vorba de ce împărțit la 3 minus 5, da? Da. E cel de-al treilea număr. Ați uitat să puneți sus acolo la... Ați uitat să puneți că se micșorează cu 1 la treimea. Aici? Da, da. Asta care am micșorat-o cu 1, da? Da. Bun. Aici am mișorat-o cu 3 și asta la altă. A scrie, da, scrie. Mai mare, nu? Da. Tot împart în 3. Așa. Și mișorez treimea celui de-al treilea cu cât o mișorez acum? Cu 5. Da? Da. Și ce urmăresc? Am obținut-o pe asta. Apoi am obținut-o aici și aici. Da? Da?
apoi obțin numele naturale consecutive impare. Deci un numere naturale consecutive. Impare, știu, se din 2, deci ăla e cu 2 mai mare, puneți acolo. Deci ăsta este, lăsăm așa, ăsta ar fi cu 2 mai mare. 1 plus 2. Nu? Așa. Pe grafic, puneți punctat 2 sau acolo. Puneți aici, da? Da? Puneți o acoladă mică acolo, ceva. Cum propui tu să fac? Să puneți puncte. Dar trebuie să ștergeți. Al doilea este cât primul plus 2. Da, trebuie să le puneți pe grafic. Aici vrei să pun, da? Deci ăsta este primul. Da. Ăsta este primul, da? Da. Hai să-i pun un așa. E primul număr. Da. Al doilea este cât primul? Dar cu 2 mai mare. Așa. Cu 2 mai mare. Uite, vezi? M-am dus așa cât primul. Și celălalt este cu 2 și 2. Celălalt este cât ăsta. Am mers de sus până jos, de vezi? 4 ori mai mare. Și cu 4 este. Da. Că e 2 plus 2. Deci da. Bucata asta este 4. Deci bucata asta așa, hai să o hașorez, am întrebat culori mai diferite, mă, ce-mi dau pană, cam culori la spațiul ăla care l-am eu acolo. Deci, ăsta, George, cum se fac? Așa se fac. Da. Și ăsta aici doar cu doi, da? Că ai spus că sunt... Asta mă îmbărliga tare, deci dar trebuia să mai aveți spațiu. Da? Trebuia să aveți mai mult spațiu. Așa. Asta este cea de sus plus 2. Asta este cea de sus, adică 1 plus 4. Și prima este impară. Da. Și puneți, ar trebui să puneți rezultatul 810. Stai o secundă, cine e 810? Știți care e chestia? 810 și scădem numerele care s-au scăzut din ele. Ai, că treaba e complicată, George. Păi scădem numerele care s-au scăzut. Dar 810 nu e asta, George. Ci treimea din care a scăzut 1. Oho! Păi adică se scade un... Nu, adică se scade doar 1 din lumină, nu se scade. Măi, George, mă sunt într-o situație delicată aici. Deci au ar fi din 3 bucăți de astea, da, una, și câte unul adăugat, și câte unul adăugat. Deci au ar fi ăsta plus 1, aici e plus 1 și aici e plus 1, George. Deci tot au se compune din segmentul ăsta, la care vine 1, că zice, din treimea a scăzut 1. Da. Dar bucata cealaltă este tot treimea minus 1. Treimea minus 1. Deci au se compune din 3 bucăți de astea plus 1, plus 1, plus 1. Plus, da. Plus 3, nu? Da. Hai să notăm aici cu cine să notăm noi? Cu S. Segmentul ăsta micuț. Cu S. Da. Deci AU este egal cu S plus 3. Păi da, adică scădem, dacă am scădea, scădem din sumă 3 de la A și scădem din sumă cât era acolo, se scădea de la 2, 3 de 3 de la 2, adică 9 și câți acolo sunt 5 de 3, adică 15, se scade din George, sumă. George, uite-te aici. Că B-ul este segmentul de mai sus plus un 2 și cu un 3, ca să completeze. Da, și mai se adaugă 3. Deci 2 și cu 3, 5, 5, 5. Adică B-ul este, George, să vezi dacă am eu dreptate, înseamnă nu un S plus 3, 3 de S. Uite că aici am greșit. Ajută-mă! Ajută-mă, George! Nu mă lăsa să greșesc. Da. Deci am zis că AU este 3 segmente de astea. Da.
Și plus câte unul? Plus unul, plus unul. Deci da. 3 de S plus 3, da? Da. Iar B este, te rog acum să te concentrezi ca da. Să nu... Păi, dar nu se pune 2, că chiar dacă e cu 2 mai mare decât A, acum... Nu se, doar o dată se pune. De ce o dată? Că trebuie să ajung la el, mă, George. Păi da, numai că aul, da, știi, zicea că vor fi numere consecutive impare. Ăla ăsta, B-ul, este cu 2 mai mare. Nu se face la fiecare segment, cred. Păi cum să nu se facă, mă, că zice, e treimea. Deci pe B l-am împărțit în 3. Treimea minus 3. Deci din treime... Am scăzut 3-ul. Da. Și acum, ca să recompun pe B, față de segmentul S, care e cu 2 mai mare, fiindcă numerii impare sunt așa. 1, 3, 5. Sau 5, 7, 9. Din 2 în 2. Da. Da? Din 2 în 2. Cu alte cuvinte, George, ce vreau de la tine? Vreau să-mi spui așa. Că... B-ul e compus din câte segmente de S? 1 și plus B-ul e compus de 3 ori asta, de 3 ori asta, dar fiecare din ele înseamnă un segment plus 5. Un 2 și un 3. Nu ești de acord cu mine? Hai să stăm împreună să vedem. Deci B-ul, George, B-ul e de 3 ori asta așa. 1, 2, 3. Dar în raport cu treimea de mai sus, are scăzut un 3 și încă ceva, încă un 2. Tu cred că ai dreptate și păi da, pentru că e cu 2 mai... 2 ăla îl lăsăm deoparte. E cu 2 mai mare, deci 2 ăla nu vă amestecați la treime. Doar o dată e 2-ul, nu de 3 ori e 2-ul. Păi da, de ce mă, nu vine și aici, și aici, și aici? Nu vine, pentru că zice că devin numere naturale impare consecutive. Ăstea, după construcții, devin numere impare consecutive. După ce se ia și 2 ce faci? Se mai duce o dată? Sigur că da, sigur că da. În construcția lui B, că eu am suma A plus B plus C, face 810. Eu trebuie să construiesc pe B. Acum eu vreau să te atrag atenția că se pare că... Deci o treime minus 1. Pe urmă, adică același și este o treime minus 3 și minus 2. Era și pe 2 în plus. Da, deci este corect să vorbesc de faptul că B-ul se compune din trei de astea, da? Una, două, trei. Deci este de 3 ori construcția asta, care înseamnă un S, plus cât? 2 și cu 3, 5. Un S, 2 și cu 3, 5, zic eu. Tu nu ești de acord cu mine. Vedem, dacă nu merge metoda asta... Nu, stai, secundă. Dacă trebuie să avem partea logică a raționamentului. Da. Da? Dar vreau mai întâi să mă convinc că nici eu nu sunt da, sigur. Dar nici nu... Nu, hai să lămurim acum, George. Ce mai ce să lămurim de la bun început? Știi de ce? Că tu rămâi cu, în sufletul tău cu chestia asta. Nu văd de unde vine doverul acela. De ce să le iau de 3 ori? Da? Încă ești de... Nu, dar eu știu. Deci vreau să văd dacă nu dă rezultatul. Deci mă sancționez la sfârșit. Da, deci la sfârșit. Dacă nu dă rezultatul. Dacă nu dă rezultatul, înseamnă că eu am gândit prost. Da. Bine. La ce? 3 ori. Da, 3 ori e punctul acela, da? C-ul este, George, te rog să mergem pe varianta mea. Da. Deci, înseamnă o treime. Păi iată, atunci. O treime împărțită în 3. Adică 3 ori 5 este egal cu 15 și de 3 ori 4... O să vedem cât face, dar este așa.
E cu 5 mai puțin. Din treime a scăzut 5. Da? Și ce a rezultat este cu 4 mai mult decât cel de la început. Da? E cu 4 mai mult. Că a crescut cu 2. Din mere impare crezi din 2 în 2. Da, da. Da? Deci 4 și cu 5, 9. Adică este de 3 ori înmulțit cu segmentul S plus 9. 4 și cu 5, 9. George, te rog să mă ajuți. Deci aici am 3 segmente plus 3. Nu te mai scop din nou. Să știm să văd. Că nu vreau să, dacă știi sau nu se știe. Lasă, ai tu. Nu vreau să fac tot fel de tăieri. Hai, te rog. Hai să încercăm. Ce crezi cu tu, eu nu le știu de la început. Mai am 2 pagini de scris. Deci numai, mă căsim ca ițel pe pagini. Dar lasă dacă tu urmărești așa, dar mai ajuns să te rog cu calculul, da. Că știi că mă încurc aici. Da, eu am ce urmărești. Ai ce urmărești, te rog să faci asta atunci. Ce trebuie, ce calcul? Păi ce calcule? Acum să vedem, A plus B plus C fac 180. Da. 810. Adică, ce înseamnă A plus B plus C? Înseamnă, în loc de A cât pun? 3 S plus 3. Plus 3. Asta e A. Plus B-ul. Adică cine este B-ul? Păi B-ul este 3 ori S plus 3 ori 5. Adică deodată 3 ori S, ai zis bine, 3 ori S, plus 15, nu? Că am aplicat distributivitatea mulțirii la față de adunare. Plus 3 ori S, nu? 3 ori S plus 3 ori 9, 3 S plus 27. Plus 27. Bine. Egal mai departe, hai să muncim. Egal cu cât, spune? Egal cu 810. Da. Echivalent cu? Cum? Că... Câți de al de ies am? 3 aici și cu 3, 6. Și cu 3? 9 ies. 9 ies este egal plus, cu... Plus. Hai să-i adunăm și termenii. 3 și cu 15 și cu 27. Da, deci... 18 plus... 18 plus... 27, nu? Da. Este egal cu 45. Eu știu cum aș fi făcut? 30 cu 27 fac 30. Tu ai făcut bine. 30 cu 15, eu fac cât să vină mai ușor. Da. 30 cu, 4, cu 15, 45. Da, plus 4. Mai da? Zice, unde zice calcul, nu calcula, pune direct rezultatul. Da, și fiecare face cum crede el cât mai repede. Acum, scădem. Scădem 9. Dar aici 45 și 9 ori 5. Da, este egal cu 80. Deci echivalent. Poți să zic așa. Da? Deci 9 este egal cu, ai spus bine, 9 este egal cu 810 minus 45 și este egal cu cât ai zis? 765. Împărțit la 9 este egal cu 96, deci cred că de rău 8 ori. 9 în 76 de 8 ori, da? 8 ori 9, 72, 45 de 5 ori. 85. Deci 85, 5 ori 9, 45, da? 85 este un singur segment. S-ul ăsta. Da. Deci, S deci egal putem cu să începem să... 85, da? Da, da, da. 85. Bun. Da, și acum începem să adunăm, aflăm, uitați ce trebuie să facem, să vedem dacă mergem. Aflăm primul, adunăm cu 2 ca să aflăm B-ul și după aia adunăm cu 4, adunăm cu 2 noi ca să aflăm C-ul. Pe cine trebuie să aflăm noi? Pe A, B și C. Păi, este... E ușor. Mai întâi aflăm A-ul, da. Deci A-ul va fi egal cu cine? A egal cu? 3 ori 85. 3 ori 85 plus 3. Bine. Da, 3 ori S plus 3. Păi da, l-am scris, dar l-am scris, da. Da? Și face cât? Ia să vedem. 255 plus 3 este 258. 255 plus 3 și face cât? 258. B-ul.
Egal cu? 255 plus... Ei tot trăiesc plus 15. Plus 15. Nu e 5 acolo? Păi 5 ori 3. A, da, 55. Da, 255 15 plus 15 și 272. 270. A, da, da, eu l-am 258, eu l-am 250. Nu, păi 255. Da, da, pentru că da, se face altul. 270. Face 270. Da. Și C-ul este egal cu 3 plus 27. 5 plus 27 este egal cu 282. 255 plus 27 și face cât? 282. Deci numerele sunt A, 258, 270, 282. Hai să le adunăm, emoția mare. Acum, dacă ne face 810. Facem proba. Am făcut-o. Da, sau nu știu. Ia să vedem. Cred că da. Cred că da. Deci A plus B plus C este egal cu... 258 plus 270 plus 2, 282 este egal cu... 270 plus 282 dă. Dă sau nu? Nimeni dat? Să vedem să adunăm numărele astea. Nimeni dat? 280. Nimeni dat? 78, 15. Nimeni dat? Și cu 5, 21. Dă! 810. Acum excelent. Să vedem numele dacă sunt. Cum? Păi numerele în carte. Ah, vezi-le, mă. Acum am emoții foarte mari, să vedem dacă răspunsul deci e acolo coincide. Deci este exercițiul 133 plus 105. Da. Sunt. Păi, băi, vezi? M-ai ținut într-o tensiune, nu vedeam. Nu mă vedeam. Da? Deci sunt, ăsta e răspunsul, da? Da, dar nu ziceați... Ori doi ăla, sau, hai să le luăm din nou, că aici rămăsese punctul tare al problemei. Tu n-ai înțeles de ce... Da, acum? Acum ai curaj, da? Nu da, mai e. Că am zis că sunt... Așa, bine. Ce tare discuția, n-ai. Nu discutăm, nu... Deci, haide, te rog să luăm așa. Deci faci desenul A, un segment. Îl împărțim în 3. Că zice treimea sa. Da. Și din treime scădem 1. Da? Din treime a scăzut 1. Uite, așa vine treimea. Uite, le fac mai mare așa. Și din treime scădem 1. Nu mă interesează decât lucrarea aici. Treimea și scăzut 1. Da. Mai departe. Pe B l-am luat un pic mai mare pentru bunul simț mi-a spus că așa se ia segmentul ăsta, pe B mai mare. Da. L-am împărțit în 3. Exact în 3. Și din treime scad 3 acum. Nu știu, nu văd acolo ce ați făcut. Uite, 3-ul ăsta. Ăsta e 3-ul. Uite că am pus degeata în jos. Deci din treimea care a fost, uite George, așa, treimea, am scăzut pe 3. Și că ce rămâne este un număr consecutiv față de ăla de sus. 2. Deci este cu cât? Cu 2 în plus. Da. Da? Este cu 2 în plus. Că următorul al doilea este cât primul plus 2. Este cât primul plus 2. Mai departe. La următorul pe cel am făcut mai mare chiar. Da. Da. Și ce am făcut? L-am împărțit în 3. Din treimea acum a scad pe 5. Ca așa spune, treimea minus 5. Da. Și este
mai mare decât cel deasupra sa cu 2. Că sunt numere consecutive impare. Dar față de primul, dacă e față de al doilea cu 2, față de primul e cu 4. Că el mai are ăsta, după ce am scăzut pe 5, din treime am scăzut pe 5, da? Am scăzut pe 5. Ce-a rămas este cu 2 mai mare decât ăsta de aici. Cu 2 mai mare, da? Din care am scăzut pe 3. E cu 2 mai mare. Dar el, față de primul, avea încă 2. Da. Deci, practic, față de primul, este cu 4. Că e 2 de aici, George, și cu al doilea 2. Da? Cu al doilea 2, că în față de primul... Care sunt numerii consecutive? Să luăm niște numere consecutive, să zicem. 3, 5, 7. Da. Numere impare. Cum este 7 față de 5 cu 2? Da, de 2 ori mai mare. Dar 5, nu cu 2 mai mare. Da, cu 2, nu de 2 ori. Am zis. Cu 2, de 2 ori ai zis, da? Am înțeles eu. 5 față de 3 este cu 2. Da. 7 față de 3 cu cât este mai mare? Cu 4. 4, da. Ești perfect, am zis, cu 4 și eu. Da. Și acum, spunem așa. Construim pe A. A se compune din 3 bucăți de acesta. 3 de ăsta. Adică 3 segmente. Da. Plus 1, 1. Da, 1 plus 1 plus 1, deci plus 3. Vreau că mulțumim cu S. Cine a zis? A zis S este asta. Da. Deci S este treimea minus 1. Da. Treimea minus 1. Deci S... Deci A-ul e 3S plus 3. Ești de acord cu mine? Da. B-ul e de 3 ori S plus 5. Dar de ce S plus 5? Că este 2 și cu 3-ul. Ca să-l completez pe treimea lui B, trebuie să-i adaug și un 2 și un 3. Adică îi adaug un 5. Da. Deci B-ul e de 3 ori S plus 5. Iar C-ul este de 3 ori S plus 3 și cu 5, 3, pardon, 4 și cu 5, 4 și cu 5, cât face? 4 și cu 5 face 9. Deci C-ul este de 3 ori, e de 3 ori, 1, 2, 3, iar construcția asta a primei părți înseamnă S-ul de sus plus 4 și plus 5. Și gata. Este momentul foarte tare al ieșiți-ne aici. Când construim pe A, B și C, A-ul fiind de 3 ori S plus 3, adică 3 pe lângă S plus 1. Asta în fel de... este a-ți combina metodele cam așa. Da, dar nu vezi, nu există o graniță riguroasă între metoda algebrică și grafică. Ați combinat. Ne-am combinat, m-am aflat într-o situație mai dificilă. Da, da, e corect. E corect, observația lui este foarte bună. Dar eu știu că n-ai voie să folosești. Ai cum nu am voie? Nu. Algebrică și... Nu, băi, da. Acum, suma lor, A plus B plus C, noi nu suntem într-o contradicție care să ne semne ce. Eu n-am notat cu X și Y, nu știu ce, nu știu ce, m-a pus la calcul. Nu. Ci pur și simplu, suma celor trei numere este atât, adică astea toate adunate, A, B și C, și fiindcă am avut surplusurile aceleași toate în construcția aceea, m-am folosit și am arătat exact ce înseamnă suma lor. Și mi-a dat calculul acesta destul de simplu, 9 segmente de S plus 45 egal cu 810. Da. Da? Deci, George, eu nu m-am ridicat dincolo de ce înseamnă nivelul tău. Că sunt situații când profesorii, învățătorii, părinții acasă pun în ecuație. Adică notați cu X, un Y pe acolo, nu știu ce, A, B, C, fac calculi, nu știu ce. Profesorii depășesc... Nivelul vostru de înțelegere. Da? Nivelul vostru de înțelegere. Asta e o problemă care n-ar trebui Asta e problema dificilă la aritmetică.
că ei se ridică repede la nivelul cunoștințelor la clasa a 7-a, 8-a și vor să facă cu voi ceea ce pot ei să facă. Ei nu pot coborî la nivelul ăsta, la mecanismul ăsta prin care să vă facă pe voi să înțelegeți problema aceea, da? Deci noi acum ce am făcut nu este împotriva, să spunem, că și tu acolo nu-și faci calcul cu paranteze, cu tot felul de chestii. Să faci niște calcule. Da, nu așa. Ola. Dar ai făcut de asta, mă, George. Că zici, 7. Eu am redus-o la asta, mă, George. La distributivitate. Hai să vedem. Distributivitatea care o știi. M-am prins ce ați vrut să știu. Ați înlocuit și ați făcut. Deci distributivitate și în afară de asta, la ceea ce înseamnă adunarea. Distributivitate. 9 de al de S plus 4, 5 egal cu 810. 9 S cu cine este egal? 810 minus 45. Și atunci S, asta e treabă simplă, care îi faceți. Distributivitatea, da, dar se folosește în aritmetică și aici și în matematică. Păi, distributivitatea mulțirii față de adunare se va folosi în toată matematica, de ce? Începând de clasa a doua. Când faci înmulțirea, de acolo începând, distributivitatea o ai foarte des folosită, dar și înainte și înapoi ți-am arătat eu. Știu. Adică uneori și cu scoaterea factorului acela comun trebuie să o ai în vedere. Da. Ca mod de lucru. Da, te rog. Vreau să te desprinzi de nivelul mediu. Că noi acum atacăm niște probleme de un nivel mult mai sus decât obișnuit. Deci, învățătoarea vă spune ce? Știți ce? Cu mama, cu tata, cu frate, cu soră, puneți și faceți problemele astea. Pentru că și lor le este foarte greu. Asta vreau să spună ție. Deci ei au dificultăți. De aceea spun, vreți performanță? Urcați-vă așa, cu toții, munciți în echipă. Suntem în clipa asta, în marea, în situația foarte grea, că problemele sunt din ce în ce mai dificile, iar învățătorii mai în vârstă mai au ceva experiență și mai pot discuta, pe când noi învățători sunt depășiți complet. Iar profesorii, chiar profesori de școală generală, de liceu și mai departe, coboară foarte dificil, foarte greu le vine să coboare la aritmetică. Da? Foarte greu. Nu odată am auzit, dar nu mă bag acolo, dar nu mă bag la chestiunea acelea, că nu sunt probleme la îndemână. Eu fac diverse chestii sus, acolo, pe partea mea, dar aici la aritmetică nu mă bag. Într-adevăr, e cea mai dificilă parte, pentru că aici e nevoie de făcut tot felul de artificii, tot felul de combinații care să-l facă pe copil să poată elabora raționamentul corect cu instrumentele pe care le deține el. Cu informațiile cele care le are. Da. Cu ce ne depărtăm de problema asta? Ce merită să reținem? Păi că putem să combinăm. Asta e, măi, da. Nu există o graniță, chiar spune, observație. Știm și asta că se pot combina. Sigur că da. Spune, observație. Nu există granițe între metode. Este o mare greșeală când tu ai crezut că problemele se pot încadra în modele de probleme. Și fac de tipul ăsta, de tipul ăsta și de tipul ăsta și mă descurc. Nu. Și când apare o problemă, te spune, în ce tip să o bag? Nu. Învățăm să gândim. Chiar așa. Subiecte pentru centrul de excelență. Merită să scrim aici, învățăm să gândim corect. Bine. Am elaborat și pe asta, am pus-o la punct. Te rog, George. Da, următoarea. Da. Mariana, te rog chiar să intervii cu întrebări, pentru că nu faci decât să mă poți ajuta odată cu ea. Îmbracă haina asta, știi cât e de spectacol ăsta? Îmbracă haina copilului. Da? Să vezi cât de frumos este. Eu vă cu problema 33 acum. Da. Și care o ai? Mai am încă două. Te rog. 34, chiar consecutiv mi le luat. Asta? A făcut-o.
Hei, mi-a dat mie o problemă care s-o fac, dar am făcut-o acasă, dar ea nu știa asta. Bravo! Da. Gata. Din altă carte mi-a dat. Am înțeles. Zi-mi, te rog. Deci, 34, da? 49 este problema. 49. E mai... Ai tot promis una tare, foarte tare. Eu stau cu frica asta în sân, gândindu-mă că, într-adevăr, mă poți surprinde. Mă poți surprinde, nici nu discutăm. Zi. Fie două numere, X și Y. Sau câte să le numeți cum vreți. X și Y. X și Y, da. Împărțindu-le, obțin un cât și un rest. Deci, hai să zicem că X e mai mare decât Y. Da. Fixăm noi din capul ăla, da? Deci, X mai mare decât Y. Aici, aș zice eu, de împărțit. Hai mă, că facem asta. Ăsta e de împărțit și ăsta e împărțitor. Fie de două numere, de împărțit și împărțitor, da? Și... De împărțit este mai mare decât împărțit. Ba, poate să fie și egal, da, și mai mare. Sigur că egal, dar mai mare sau egal? Mai mare sau egal. Bine. Păi, acum scriem că de împărțit este mai mare sau egal, dar... Scriem că de împărțit e mai mare puneți sau egal. Puneți și puneți așa, da? Și cât și un rest. Și acum puteți să puneți de împărțit la împărțitor este egal cu cât și rest. Adică de împărțitul împărțit. E egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Nu asta este legea? Ba dacă să aflăm de împărțit, dar ziceam de împărțit, împărțit la împărțitor, să le arcă. Obții. Deci pentru de împărțit și împărțitor rezultă o altă pereche, câtul și restul. Da. Nu așa? Da. Deci în urma împărțirii lui de la i, rezultă un cât și un rest. Voi obține același cât și același rest. Voi obține același cât și același rest și dacă lui X îi adaug 9 și lui Y îi adaug 45. Deci fii atent ce faci tu acum. Eu am scris că de împărțit. Tu e egal cu împărțitorul oricât, tu pus restul, nu? Da. Și dacă pe de împărțit îl măresc cu 9. Da. Deci de împărțitul plus 9. Da. E egal cu împărțitorul. Împărțitorul se modifică cu 45, pe spus parcă, nu? Deci este să vă citesc, voi obține același cât și același rest și dacă lui X îi adaug 9 și lui Y îi adaug 45, adică X îi adaug 9, adică lui de împărțit îi adaug 9 și dacă lui împărțitor și dacă împărțitor îi adaug 45. Asta e 45, așa, oricâtul plus restul. Da. Bine. Și care este câtul celor două numere? Bine că nu v-a zis cât sunt cele care sunt cele două numere. E, aici e o mică problemă. Păi da, e o mică problemă, dar trebuie să ne descurcăm. Dă-mi o idee. Să mă gândesc. Da. Nu. Știi ce? Hai, avem două relații. Da. O am pe asta. D e egal cu I orice plus restul. Teorema împărțirii cu rest. Da, știu. Și o am pe asta. Hai să o prelucrăm pe a doua. Da, putem primul. Să mai aflăm și împărțitorul. Teoria împărțitorului. Să aflăm împărțitorul. Da, acum nu mai ducem în altă parte, ci haide să lucrăm aici. Se folosește de împărțitor, fără de împărțitul, știu. Da. Deci, te rog, George, pun camera pe tine și te vadă toată lumea cum... Exact. Da. Hai să te rog, hai să te rog să facem aici. Hai să o prelucrăm pe asta, echivalent. Ce ai putea să faci la această relație? Ce aș putea să fac la această relație? Împărțul...
să aplici distributivitatea. Înmulțire față de adunare. Hai, te rog, vorbește-te. D plus 9 este... Scrii și tu. Păi da, mă, dar numai eu să scriu, mă. Deci D egal cu I ori C plus R. Pe de altă parte, D plus 9. Imediat. Cu I plus 4, 5 ori C plus R. Da. Nu trebuie să uiți pe tablă, să copii de pe tablă. Că pur și simplu ai mărit pe ăla cu 9, pe ăla cu 45. De acum nu mai scriu nimic eu, decât după ce îmi dictezi tu, adică tu scrii pe caietelul tău. Ce-am trebuit și dacă de corp iar. Păi dacă nu, că așa e la matematică, ce vrei să faci? Eu crezi că nu, de câte ori, câte foi n-am... Câte foi n-am stricat? Hai, te rog, George, te rog să vedem. Deci, scriem. D plus 9... Scrie, că eu nu mai scriu decât dacă te văd pe tine scrie. Hai, am scris pe cealaltă foaie. Mă rog, continuă. E gata. B da. Plus 9 este egal cu împărțitor oricât. Împărțitor oricât. Plus 45 oricât. 45 fost cât plus restul. Echivalent cu? Ne uităm D-ul. Cu cine era D-ul egal? Că D-ul era egal cu împărțitor ori cât plus restul. Înlocuim pe D ăsta, care e ăsta de aici. Da, acum înlocuim. Și zicem? Zicem. Împărțitor așa ori cât plus rest, da, plus 9, da, este egal cu, imediat văd, împărțitor ori cât plus 45 ori cât plus rest. Uite-te cu foarte multă atenție la egalitatea asta. Ce conține și stânga și dreapta? Deci asta este, aici este egalul. Și uite-te membru stâng, uite și membru drept. Ce conține și în stânga și în dreapta? Ce conține în stânga și în dreapta? Același lucru. Ai descoperit același lucru. Da. Cine este același lucru? Oricât. Oricât. E și stânga și în dreapta. Și ca de pe un taler, dacă le scoți pe amândouă, egalitatea îi rămâne. Și mi-am descoperit un C și R. Un el și un el. Deci, de pe talere, despre tal, de pe talerele acele, luați aceeași greutate. Da, deci se dau și eu. Da. Și R. Da. Și acum rămâne 9. Corect. Este egal cu 45 ori C. Da. Ce va fi egal cu? C egal 45 împărțit la 9 este egal cu 5. Ce este? Câtul este egal cu 5. Deci știm că cutul este egal cu 5. Dacă am aflat restul și încă un număr, am aflat pe celălalt număr. Da, dar nu ți-a spus așa. Nu mi-a zis că să aflăm la cutul. Ia uite din problemă. Da, că da. Care este cutul celor două numere? Atât. Salut. Nu-i 9 ca 45? Cine? Deci cutul este... Am aflat cutul. Asta-i. Este o greșeală aici. Hai, are dreptate, Mimi. Ce, Mimi? Ceva nu e în regulă. Deci, Mimi a observat, noi nu eram atenți, eram numai gândul la în altă parte. Deci, câtul este 45 ori cine să facă 9? Da. Când da câtul? Nu, ne dă 9, dar e prost, 5, e prostii. De unde? Păi nu știu din eu, prostie, că nu poate să iei câtul 5. Hai să vedem din nou egășița. De ce? M-am uitat la răspuns. Cât ți-a dat? 5? 5. Nu, e o tâmpenie. Înseamnă că nu ai greșit ceva.
Ia mai vezi încă o dată, citește-ne problema, că suntem bulversați, mă. Păi, 45 ori cât să facă 9? 45 mulțit cu cine să facă 9? Nu se poate. Ne-a dat 9, ci s-a greșit. Omul, am greșit noi undeva, n-am prins conținutul problemei, te rog să mai iei încă o dată. M-am prins care e treaba, dar deci de unde de-a trebuie să vedem operația, cum trebuie să ajungem la acea operație. Sigur că da. Imagine-s problema. Mai citim problema o dată. Fie două numere X și Y. Bun. Împărțindu-le, obțin un cât și un rest. Un cât și un rest, am înțeles. Voi obține același cât și același rest și dacă lui X i-a dau 9 și lui Y i-a dau 45. Lui X egal 9 și lui Y 45. Păi poate 45-ul, poate X-ul a fost Y-ul să fie 45 și lui ăsta 9. Poate asta este povestea. De aceea nu. Vezi, foarte rar se întâmplă ca împărțitorul să crească cu 45 și de împărțitul îi mai pui o 9. Deci aici este povestea. N-am prins noi. Că dacă e ușor rezultatul, adică nu... Nu, nu. Am mers așa. Deci am mers neînțelegând problema. Iată cât e de esențial, cât de important să înțelegem foarte bine. Încă o dată citește problema. Da. Fie două numele X și Y. Împărțindu-le, mai bine spune ce. Dar împărțindu-le care la care? Împărțindu-le. Ori le împărțim pe ori pe X la Y, ori pe Y la X. Că nu ne spune care la care. Păi dacă nu dai aici, hai să schimbăm numerele. Așa facem acum. Păi asta, fiindcă în varianta în care am pornit noi n-am mers, ne-a dus într-o situație dificilă. Da, deci eu... Atunci vom spune... Deci n-a fost corect, nu? Păi n-a fost corect pentru că am intrat în varianta asta. C egal cu cine aici? Uite, aolea. Ce? C da, egal da, cu... greșit. Fals. Nu, da. Pot deci... Am scris fals. 9 ori 45 egal cu ce? Ce egal cu semn de întrebare? Nu se poate afla ceva, da? Fals, am scris fals. Bine, fals, mă, gata, cum scrii tu. Ne întoarcem. Fals. Da. Acum? Mai bine puneți, deci acum schimbați termenii. D egal cu I orice plus el rămâne, că te urma împărțire cu rest. Acum doar schimbați numerele. D plus 45. George, D plus 45 este egal cu împărțitor plus 9. I plus 9 ori C plus el. Să scriu și eu. Cam știu. Da. Trebuie ia să scriu. D plus 45. D plus 45 este egal cu împărțitor plus 9 oricât, nu? Da. Și acolo plus rest. Plus restul. Da. Și? Facem ce am făcut, dar tot... Exact. Echivalent. Dacă mai altfel. Da? Te rog să mă conduci. Este echivalent... Acum hai să schimbăm ce vedem noi. Vedem D că... plus 45. Hai să continuăm, că știm ce trebuie. Da. Egal cu distributivitatea. 45 este egal cu împărțitor ori C plus 9 ori C plus R. Da? Și mai punem încă ceva. Știm că D... Da. Așa, de desubt punem că D, avem clar că este împărțitor oricât plus restul, da? Împărțitor oricât plus rest. Deci să locuim în operație. Sigur că da. Împărțitor oricât plus rest plus 45 da. Este egal cu împărțitor orice plus 9 ori ce sau cât, plus F, da? Da. Și acum ce vedem noi? Împărțitorul cât tăiem. Deci e același lucru, stânga și dreapta. R-ul tăiem. Da. Și mai ne rămâne 45 da. Este egal cu 9 ori ce, gata, ne dă ce este egal cu 45 împărțit la 9, ce este egal cu 5. Da, tu e egal cu 5, egal cu 1 pe 2. Era 1 pe 5, cred. Da. 1 pe 5. 1 pe 5. Da, 1 pe 5. 0,2. Da, 0,2.
Mai avem un exercițiu, da? 5. Mamă, pentru ce ne-am bușat prima oră jumătate, oră pe două? Nu știu cât am făcut, important este că am lucrat, îl facem și pe același și nu facem o pauză. Da. Da? Așa gândim. Bine, hai să vedem încă o dată. Cu ce ne-am ales din problema asta? Nu știu, am mers într-o variantă, n-am fost... Autorul ne-a spus care la asta care. Asta ce este? Asta este... Nu. Aritmetică. Nu, teorema împărțirii cu rest. Și, da, teorema împărțirii cu rest. Ca idee. Autorul ascuns aici știi sau nu teorema împărțirii cu rest. Și când am modificat numerele, ea a fost prost să modifici pe împărțitor cu 4 și o problemă care nu din prima se poate face. Nu, se poate face din prima, dar că ești atent. Dacă te gândești. Da, dacă ești atent că obții același cât și același rest și când le-ai modificat. Nu doar cu 9 la de împărțit și câtul și împărțitorul cu 45, nu. Invers, de împărțitul cu 45 mărit și împărțitorul cu 5. Cu 9. Deci trebuia să 45 trebuia să fie la de împărțit, adăugat, iar 9 trebuia să fie adăugat la împărțitor. Deci deodată noi trebuia să avem în minte o chestie de finețe, anume nu se poate să obții același cât și același rest, doar cu mișcarea asta proastă pe de împărțit să-l mărești cu 9, iar împărțitorul cu 45 de ori, 45 de ori, nu se poate. Invers trebuie să facem. Da, dragilor, deci ne asumăm greșeala. Neatenția s-a plătit. Da. Mergem mai departe, te rog. Imediat, ne rog, să rezolvăm exercițiul. L-am notat aici. Așa, deci, să vedem ce exercițiu mai este în care. Bine, ultimul. Te rog. Imediat să scriu și eu aici, să-mi scriu. Ar trebui să scrie și dumneavoastră 54, sau, mă rog. Da. E o problemă sau ce este? Este o problemă, nu știu, da? Știu ca aceasta. Bunicul a așezat cei 150 de litri de vin în 3 vase. Da? Deci, 150 litri în V1, vasul 1, vasul 2, vasul 3. Da? În 3 vase. Dacă ar muta în primul vas 10 litri din al doilea 23 și din al treilea, cantitatea de vin din fiecare vas a reprezentat 3 numere consecutive află cantitatea de vin din fiecare vas. Mai citesc o dată, nu trebuie. Da. Dacă bunicul a așezat cei 150 de litri de vin în 3 vase. Dacă ar nota în primul vas... Deci în primul vas a pus atâta? 10 litri, da. Puteți să și scrieți sus acolo 10 Dar litri. Nu 10 litri a pus. Dacă ar nota în primul vas 10, deci a pus ale primul vas. Ăsta e primul vas. Și pune și puncte 10. O secundă. Deci dacă în primul vas... Iar mai muta dacă 10. Dacă ar muta în primul vas 10. Da, de unde? Adică i-ar pune din vasul imens cel mai mare. Da. Ne-a pus puncte 10 litri. Din, așa, dacă ar muta în primul vas 10 litri, din al doilea. Din al doilea. Se pare deci că al doilea are mai mult. Trebuie să citim în continuare. Da. Din al doilea, atenție. Exact astea puncte. Acum faceți cu linii. Așa? Linii, da, da. Așa. Și acolo pune 10. Adică s-a luat 10. Corect. Și l-a pus acolo. Da. Dacă am mutat din primul vas 10 litri din al doilea și doilea și 23 din al treilea. Și 23 din al treilea. Și mai mutăm 23 în primul.
Tot în primul, da? Tot în primul, cred. Dacă ar muta în primul vas 10 litri din al doilea și 23 de litri din al treilea, puteți corect. Să puteți acolo 23. Da. Și puneți... Și bagă tot aici, da? Da. Și atunci eu mai pun puncte, puncte pe aici, până aici, puncte, puncte, înseamnă 23 litri da. Și 10 litri, bine? Da. Deci, și ăștia se duc aici, și ăștia se duc aici. Bine. Da. Cantitatea de vin din fiecare vas a reprezentat 3 numere consecutive pare. 3 numere consecutive? Pare. Pare, da? 3 numere consecutive pare. Deci, cantitatea ar deveni, adică asta de aici, plus 23 plus 10. Da. Deci vasul 1 ar avea cât? Vasul 1 ar fi egal cu cât o fi avut el A, A mic, plus 23, plus 10 litri. Da. Plus 23, plus 10, da? Ar fi egal cu A, plus 10 și cu 23, cât ar face? 33. Da. Asta ar fi vasul V1. Vasul V2... Ar fi dat ceva. Da? Știți că bunicul să face 150 de litri de vin. Păi, o să văd în total. O să văd în total cât va fi. Unde văd eu că 150 în total? O să, deocamdată să vedem. Vasul, e cantitatea mișcată de colo-colo. Bine. Da? Vasul V2 este cât avea el înainte, mai puțin 10. Da. V2 este... cât este V2 acum? Este cât ăsta de aici... El probabil este următor consecutiv. Dar n-am putut. Ai zis numere consecutive, ai zis pare? Cred că pare. 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 Deci ăsta ar fi... Tot din 2-2. Număr par. Și următorul tot din 2-2 ar fi, nu? Da. Deci, practic, V2 ar fi cât V1, egal cât V1, da. V2 este cât V1, după mișcarea făcută, V2, V2 minus 10, George, V2 minus 10, da. V2 minus 10, V2 minus 10, da. Ar face cât ăsta, mai puțin, nu, plus 2. Ar face cât V1 plus 2. Da, da. E bine? V2 minus 10. Da. Ar face cât V1 plus 2, că este următorul. Da. Și egal V1 plus 2 cât face? A plus 33 plus 2, nu? Da. Iar V3 minus cât? V3 minus 23. Da. V3 pe de 23, V3 minus 23, ar face cât V1 plus cât acum? Poți zic, este că ăsta de aici plus 2, sau V1 plus 4. Nu? E V1, adică ăsta de sus, plus 4, că ai zis consecutiv, îi pare. Mai citesc problema. E citește-o. Poate să vedem. Bunicul să face 150 de litri de vin în 3 vase. Dacă am mutat în primul vas 10 litri, am scris. Da. Din al doilea 23 de litri, adică mutăm 10 și 23. Și 23 din al treilea. Cantitatea de vin din fiecare vas reprezintă 3 numere consecutive pare. Adică A plus 23 este primul număr, pe urmă A plus, 2, plus 33 plus 2, și celălalt este A plus 33 plus 4. Da. Da? Deci este A plus 33, pot să spun că este A plus 33 plus 4. Da. Și toate numerele astea adunate, ăsta cu ăsta și cu ăsta, îmi va da tot 180 de litri. Da. De acord, nu? Da. Că toată cantitatea e acolo, în aceleași trei vase. Da.
Deci A plus 33 înseamnă așa. A plus 33 plus A plus cât acum? Acum A plus 2. A plus 33 și cu 2, A plus 35. 5. A plus 35 plus A plus cât? Plus A plus 37. Da. Este egal cu? Cu? Este egal cu, trebuie să adunăm, dați-mi un. Da? Este egal, egal cu 150 de litri. Da, adică da. Egal cu 150 litri. O să facem calcul, imediat. Echivalent cu. Deci câți de A am aici? 1, 2, 3 de A. Da. Deci 3 de A plus 33 și cu 35 și cu 37, cât face oare? 33. A, ar trebui eu calculez acum. 105. Plus 105 este egal cu 150. Da. De unde scoatem 3A egal cu 150 minus 105 minus 105 și egal cu 45, cred că face, nu? Imediat. 45, da. 45. Adică A, dacă 3 ori A fac 45, atunci A este egal cu 45 împărțit la 3, nu? 45 împărțit la 3 egal cu 9. Da. Deci A egal cu 9. Da. Deci, în primul vas se află 9 litri. Da, în primul vas se află 9 litri, dar... Haideți... Primul vas se află 9 litri. Ah, bine, știm. Bun. Vrei să vezi dacă sunt consecutive? Pare? Nu. Hai să vedem. Nu mă întreb. 9 și cu 33, cât face? 9 și cu 33, 9 plus 33, egal cu 42 de litri. Deci primul... După mișcarea făcută, înseamnă 42 litri. Da. Al doilea. După mișcarea făcută, 42 plus 2. 42 plus 2? Păi 44. 44. Și al treilea va face 44 plus 2. Da. Face 46. Ia să vedem dacă... toată cantitatea asta adunată. Oare am făcut bine aici? Imediat văd. Deci dacă să mișești numerele la final, să vedem dacă sunt corecte. Da? Vă rog frumos. Hai să vedem dacă cantitatea adunată toată face 150 de litri. Păi hai să vedem. Deci cam ce numere avem? 42, 44, 46. Dați-mi o foaie să pot să dea, nici nu știu. Deci, dă prima... Sunt ele consecutive? Pare, după mișcarea asta? Da, sunt. Sunt! 42, 44, 46. Sunt numere pare consecutive. Da, da, acum acestea sunt numerele la... După mișcările făcute. Dacă vrem să aflăm ce ne-a cerut, să aflăm câte litri erau în fiecare vas? Da, deci aici, deci dacă nu îmi dă rezultatul acum, s-a dus tot. Nu e adevărat. Ba nu, că trebuie, mai scădem, nu? Mai scădem. Păi asta, vezi tu, scădem că aici 46 sunt scăzând pe cei 23. Dar nu-i la fel, că ca și cum se mută, nu la fel? Da, da, noi trebuie să aflăm ce a cerut autorul. Vezi ce ne cere? Că... Păi, cere ce află cantitatea de vin din fiecare vas. Așa, află cantitatea de... Dacă nu dau acum 42, 44, 46, 150... Păi asta e după mișcările făcute. Dar înainte autorul ne întreabă. Dar la mișcări sunt cam tot. Nu se schimbă niciun rezultat. Nu se schimbă după mișcările astea. Patra, că iată, vasul al treilea pierde 23 de litri. Pun în primul. Păi da, bun, cantitatea rămâne aceeași, dar câte... El ne întreabă care au fost cantitățile de la început. Să-l adun pe toate și să-mi dea rezultatul 150 de litri?
Dacă le aduni pe toate, nu-ți dă 150. Da, nu-mi dă. Ți-a dat așa 150, nu? Nu. Dar dacă faci mișcarea asta, 46 plus 23. Acum. Deci V3, vasul al treilea. Uite, să văd dacă o să scriu acum. Da, 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 da. Vasul al treilea. Trebuie să scriu mai foarte. Da, și acum V3 este egal cu... Nu? Da. 46 plus 23. Plus 23 este egal cu 69. Egal cu 69, nu? Da. Acum V2 este egal cu... cât a dat... 44 plus 10 este egal cu 54. Plus 10 și egal cu... 54. 54. Iar la V1 scade, V1 este egal cu 42 minus 10 minus 23. 42 minus 10. Putem să punem plus și în paranteză 10 plus 23. Da. Este egal cu 42 minus 33 este egal cu 9. 9. Acum, da. Da. Hai să facem o mică, adunare. Da. Să vedem verificarea. Da, nici nu cred că ar trebui, că mă pot uita aici, bă, dacă sunt cele corecte. Și răspunsul este, îmi lasă mă pe aici, că 50. Cred că e incorrect. Cred că e corect. Așa e? Da. Din păcate e incorrect. Incorrect. Ceva avem strecurat? În raționament. Mai luăm încă o dată problema, să o citim cu mai multă grijă, ceva nu n-a mers. 54 e problema asta, nu? Da, deci nu. Uitați, nu spune. Nu spune, nu spune, nu spune. E clar. Știi, nu mi-am dat seama când le adun pe ăstea. Nu mi-a dat 150 de litri. Deci nu. Pornim la treabă din nou. Din nou, le zic, dar am muncit mult. Nu-i nimic. Simțim că nu-i corect. Uite, avem un control. O să George, tai tot. Nu taie. George, ce vreau să spun? Ai pagina asta altă care trebuie, partea a doua trebuie să o folosești. Urma partea așa, una sub altele. Parte în două și gândești și partea cealaltă. Așa. George, mai citește problema de la început, că nu ne e clar un lucru. Bine. Se pare că asta ne dă cam bătă de cap, da, se pare. Da, să vedem unde... Mă așteptam să o facem foarte rapid. Și eu. Da, uite că nu am mers. Zi. Bunicul a așezat cei 150 de litri în trei vase. Bun. Da? V1, V2, V3. Da. Dacă ar muta în primul vas 10 litri, din al doilea 23, și 23 din al treilea, cantitatea de vin din fiecare deci, vas. Mai era. Dacă ar muta, aici trebuie să prindem, dacă ar muta. Dacă ar muta primul vas 10 litri din al doilea și 23 de litri din al treilea, cantitatea de vin din fiecare vas a reprezentat 3 numere consecutive pari. Adică a dat vouă pare numerele acela, v-am spus că nu, atunci m-am spus de acolo, de la 42, 44, 46 că nu vă dă. Da, da, e vă dreptate. Pentru că e același lucru. Da. Poți să pui orice. Deci pui de colo-colo, dar suma trebuia să dea aici, nu? Dacă dădea, atunci e corect și putem să... Ceva nu e în regulă. Nu numerele astea fac 150 consecutive, ci alte numere. Astea adunate fac mai puțin. Nu, eu le știu, dar nu pot să le zic, n-am voie. Sigur că da. Trebuie să la fel. Ia să vedem care ar fi consecutivele care să facă numere pare consecutive adunate să facă... Trebuie 44, 46, ia să vedem. 44 plus 46 plus 48. Bănuiesc. Zici tu. Hai să vedem. Da. 4 și cu 8, 4, 6, 10 și cu 8, 18. Deci, trebuia să dea cu 0 la sfârșit, nu. Atunci 46 plus 48
Plus 50 poate. Ia să văd dacă se întâmplă să fac așa. Nu, da. Nici așa nu faci. Atunci poate 48 plus 50 și plus 52 poate face. Ala bălă portocala, dă. Da. Deci astea deci, sunt cele trei numere. Dacă le-am găsit. Deci numerele consecutive sunt 48, 50 și 52. Da, deci dacă le-am găsit ar fi foarte frumos. Ei, acum noi avem așa. Lui A i-am adus, deci vasului acela cât avea la început, i-am adus 23 și cu 10. Da. Da, 23 și cu 10. Vasul V2, care a pierdut 10 la acela, este V1 plus 2, V1 plus 2, adică e A plus 33 cu 2, A plus 30 și A plus 35. Aha! Iată care și mai chelea, George. Adică și la V3. Nu, și la V2. Uite, da. George. Da, George, V2 minus 10 este egal cu A plus 35, da? Da. A plus 35.